Ministerul Turismului și Prefectura organizează în data de 21 septembrie la ora 11 la Palatul Administrativ din Baia Mare o dezbatere publică pe proiectul de legea turismului. La dezbatere sunt invitate să participe autoritățile administrației publice, județene și locale, dar și mediul de afaceri, reprezentanța agențiilor de turism, ai stațiunilor de interes local și național. Ședința va fi condusă de ministrul turismului Mircea Titus Dobre. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social va fi reprezentat de secretarul de stat Vicențu Știr. De asemenea, la dezbaterea publică au fost invitați să participe reprezentanții autorităților publice locale, dar și ai stațiunilor de interes local și național din județele Cluj, Bihor, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Sălaj. La început de an școlar, senatorul PMP de Maramureș, Severica Covaci, a postat pe o rețea de socializare un mesaj prin care își manifestă sprijinul față de învățământul românesc, de elevi, de părinți acestora și de dascăli. Fiecare început de an școlar reprezintă pentru noi toți o zi de sărbătoare, ziua emoției, unui nou început, cât și bucuria revederii. Totodată, orice început de an școlar aduce cu sine și multă responsabilitate. Vă asigur că în măsura în care mi-a stat în putință, am venit și voi veni în sprijinul învățământului și al celor care îl slujesc. Cadrelor didactice le doresc puterea de a-i forma pe elevi, iar părinților multă sănătate și să fie alături de copii și de școală în folosul tinerei generații. Mult succes, a arătat Severica Covaciu.